Doar 54 de minute i-au trebuit Simonei Halep ca să facă pasul în semifinalele de la Australian Open. Constanțeanca, a treia jucătoare a lumii, nu i-a dat nicio șansă adversarei sale din sferturi, estonianca Anett Kontaveit, pe care a învins-o într-o manieră mai mult decât categorică, cu un dublu 6-1. Perfection doesn't exist, but I'm very happy with the way I played. I felt great on court. I was moving great and I felt the ball like really, really good. It was a great match. Pentru a ajunge în ultimul act de la Australian Open, Simona Halep va trebui acum să treacă de Garbine Muguruza, care a învins-o în sferturi pe rusoaica Pavliuchenkova, tot în minimum de seturi. Muguruza o conduce pe Halep cu 3-2 în meciurile directe. Ambele tenismene au câte două turnee de Grand Slam în palmares, Roland Garros și Wimbledon, dar Simona a jucat 5 finale, iar Garbine Muguruza doar 3. I feel with more energy going to the semifinals. I feel more confident. I feel my game. So tomorrow is going to be a tough one. I know that. I expect a very difficult match, but it's semifinals, so it should be like that. I'm all in. I'm confident. Pentru calificarea în semifinalele de la Australian Open, Simona Halep și-a asigurat un cec de $720.000 americani și 780 de puncte în clasamentul WTA. Partida dintre Simona Halep și Garbine Muguruza este programată să înceapă mâine dimineață în jurul orei 6:30, ora României.